Mai multe unități de învățământ din Vâlcea vor găzdui de la începutul săptămânii viitoare cea de-a doua sesiune de bacalaureat pentru elevii din județ și din alte zone ale țării. Rezultatele finale vor fi cunoscute la sfârșitul primei decade a lunii septembrie. În sesiunea aceasta s-au înscris în total 1949 de candidați. În cele 5 centre de examen pe care le-am creat în această sesiune. Unde sunt acele centre și ce licee și școli sunt arondate? Colegiul Economic, în care s-au înscris 555 de candidați și are arondat Colegiul Economic, Grupul Școlar Brătianu din Drăgășani, Grupul Școlar Petrache Păinaru Bălcești, Grupul Școlar Preda Buzescu Berbești, Grupul Școlar Ferdinand I Râmnicu Vâlcea și Grupul Școlar George Sărnea Băbeni, Colegiul Tehnic Energetic, care are 413 candidați, Colegiul Tehnic Energetic din Râmnicu Vâlcea, Grupul Școlar Capitan Nicolae Pleșoianu Râmnicu Vâlcea și Henry Coandă, tot Râmnicu Vâlcea. Grupul Școlar Olchim are 471 de candidați, aici avem și din alte județe candidați și unitățile arondate sunt Liceul Grupul Școlar Olchim, Liceul Teoretic Măciuca, Grupul Școlar Industrial General Magheru și Liceul Teoretic Lădești. Grupul Școlar Sanitar Antimi Vireanu, 272 de candidați. Pe lângă Liceul Sanitar mai are Liceul Arondat, Liceul Teoretic Rădiștea, Colegiul Național Mișa cel Bătrân, Grupul Școlar Constantin Brâncoveanu din Horezu, Grupul Școlar Economic Iusinian Marina din Băile Olănești și Colegiul Național de Informatică Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea și ultimul centru, Colegiul Tehnic Forestier, Liceul Teoretic Băile Govora, Colegiul Național Gim Mihăescu, Grup Școlar Administrativ Economic și de Servicii Călimănești, GSASEU și Seminarul Teologic din Râmnicu Vâlcea, unde sunt 228 de candidați. Puteți spune și programul pe care l-au elevii, zilele de examen? Deci, bacalaureatul debutează cu competențele. Prima este evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, pe 22-23 august. În 22-24 august, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, dar nu avem așa ceva. 23-24 august, competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, și competențele digitale în perioada 25-26 august. Iar de săptămâna viitoare, cealaltă, deci peste două săptămâni, pe 29, încep probele scrise. Proba EA, limba și literatura română, luni, pe 29. Pe 30 ar fi limba maternă, dar nu avem cazul acesta. Pe 31 august, proba obligatorie a profilului, așa numită proba EC, tot probă scrisă, și pe 2 septembrie proba la alegerea profilului și specializării, proba ED. De această dată, sesiunea de toamnă a bacalaureatului în județul Vâlcea va fi supravegheată video.